Părintele Arhiepiscop Ioachim, în contextul pandemiei, a înălțat rugăciuni pentru sănătatea și binecuvântarea rezidenților și ostenitorilor complexului social-medical pentru persoane vârstnice din Hârja, județul Bacău. Întotdeauna, aflat în inima și rugăciunea ierarhului Romanului și Bacăului, așezământul de la Hârja se bucură de sprijinul clerului și credincioșilor eparhiei, fiind o instituție social-medicală ce poartă grijă la 105 persoane vârstnice și cu dizabilități. În al sa, este foarte des prezent în mijlocul beneficiarilor și obișnuit să ia parte la activitățile cotidiene derulate în cadrul atelierilor de terapie ocupațională. Unul dintre atelierele foarte apreciate și frecventate de rezidenți este cel culinar la care s-a implicat și ierarhul. De asemenea, în al sa și a arătat dibăcia și în realizarea ramelor care vor fi utilizate în confecționarea icoanelor pictate de către rezidenți. Evenimentul a debutat cu o slujbă de pomenire pentru cei care au contribuit cât de puțin la realizarea acestui centru medico-social, cât și pentru cei care au fost rezidenți ai așezământului și enoriași ai parohiei. După slujba de pomenire, Ierarhul nostru a înălțat rugăciuni către milostivul Dumnezeu pentru sănătatea și binecuvântarea viețuitorilor acestui așezământ. Pe lângă darurile spirituale, în al sa, nu a venit cu mâna goală, ci a adus mai multe tipuri de alimente necesare pentru realizarea hranicea de toate zilele, dar a adus și câte o plăcintă făcută în cadrul centrului eparhial de la Roman la brutăria Casa Pâinii Betleem. De asemenea, a vizitat mai multe saloane rostind rugăciuni și cuvinte de suflet, discutând cu beneficiarii și cu angajații centrului cărora le-a oferit mai multe daruri. Totodată, pentru că din 2006, anul debutului activității sociale de la Hârja, instituția construiește infrastructura socială și medicală, în al preasfințitul părinte Joachim, a vizitat șantierele de la Centrul de Copii și Tineret și Ambulatorul pentru Copii și Tineri cu Deficiențe, proiecte finanțate din fonduri europene, cât și șantierul de la noua biserică parohială din Hârja. La acest eveniment au fost prezenți și apropiați de suflet ai centrului de la Hârja, în persoana părintului protopop Ioan Bârgăuanu, care la fel ca și de altă dată a venit și a susținut concret activitatea acestui centru. La sfârșitul zilei, înaltpreasințul părinte Ioachim a încurajat personalul angajat al complexului social medical și a reiterat faptul că va purta în rugăciunile înaltpreasinției sale și va sprijini în continuare întreg complexul de asistență socială și medicală, copii, tineri cu dizabilități, vârstnici și familii dezavantajate, un model de bună practică la nivel eparhial și național.